Uite, între timp, să vă dea Dumnezeu sănătate, puța, uite, aici pe Robi Roberto. S-a apucat bă, să fac un șantier. Robi Roberto, să-i dea Dumnezeu, adică Robert Bosch. Bă, băiatule, deci Robert Bosch s-a apucat să facă aici mare lucrare și să se extindă, să mai facă probabil încă o clădire din asta de birouri. Și de asta e așa asta cu un skateboard din ăla. Deci că ea e varianta lui Peter McKinnon românească și feminină. Nu cum se dă cu chestia aia. No, gata, hopa, că nu mai merge chestia și o dat-o jos și merge pe stradă acum cu ea. E o chestie foarte șmecheră, adică cine s-ar fi gândit la asta ceva și zis, știi, ca și fată. Bun, dar ce voiam să vă zic legat de chestia asta la altă, e că aici se pregătește bă, un șantier super fain și probabil o să fac o clădire la fel ca și aia din spate sau ca aia, dar celelalte două din spate. Și, na, e șmecheră chestia în sensul în care să vină creștinii să lucreze, nu? Că nu puteam face un dormitor pentru un cămin de studenți sau ceva pentru România. Lasă că a venit Robi Roberto să-i dea Dumnezeu sănătate. Să vă dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului. Ia uite-l pe Robi Roberto. După un an, fraților, Robi Roberto, Robert Bosch, bă. Fiți atenți, deci înainte a fost prima filmare de acum un an și am după un an, fii atent că s-a ridicat, bă, și s-a înălțat toată clădirea asta și, bă, decurge repede, toată mișcarea, adică aici din exterior numai ce se vede și ce lucrează și a zis sâmbătă, da? Deci oamenii ăștia lucrează sâmbătă, să pot să facă chestia asta, bă, clădirea asta de birouri. Să avem job-uri, mă, să fie șmecher. Nu-i ce trebuie. Mă gândeam așa, logic și normal, în România, bă, o companie românească sau noi ca stat, ca români. Cum facem, bă, o construcție din asta așa de șmecheră în sub un an până acum? No, în fine, ăsta am fost eu și ne auzim în următorul. Hai să vă dea Dumnezeu sănătate!